Începem un nou episod epic și o facem punând o întrebare la fel de epică. Hello! Nu vă supărați! E cineva acolo? Da, iubirea ta. Bună! Dom'le, e un sac fără fund. Ne revedem! Exact. Ei, e cineva acolo? Da, sunt iubirea ta! Vrei să fii soțul meu? Mă pamătii! Hai, ne vedem pe ce, gata, hai. Cine ești tu, robotule? Uite, avem și noi o tubă. Ia, ia, faceți un duet. Un duet la Românii au și... Băi, e greu să sufli la asta. Eu știu să cânt la frunză. What the f***? Uitați, da? Uite magia, uite. Fără magia, așa face doar bine. Hai, Andrei, să rog. Adică de deget sunt, uite, fără deget. Și legătura dintre acești doi oameni, ea vede lumea doar prin ochii lui. I see the world through your eyes. But it's true, darling. Yes. It's true. Uitați-vă la mine! Yes! Sigur, noi avem o echipă de profesioniști, dar preferăm să facem singuri totul, până și textele. Nu e că n-am avea încredere, dar așa ne chinuie pe noi talent. Deci, eu zic să începem cu mine. Și eu zic... Bună seara! Perfect! Excelent! Vă dați seara. Deci el zice bună seara, iar eu zic bună seara! Și după aia, la final, zicem românii au talent. Și gata! Ai văzut? Tu oricum ai prins ideea, dar ești prea ei tu. Adică între mai scrii câteva lucruri. E că e ușor. Începutul și finalul e mai greu, da? Da, mă, chiar singur trebuie să le facem tot. Oare noi nu să mișcă nimic? Să nu lase urmă nicio dovadă. Păi nu mă interesează ce a făcut cu paharul, pentru că e mai puțin relevant. Mă interesează ce face în general, mă interesează că trage cu pușca, călărește. Vreau să spun ceva. Blond. James Blond. Ok. Să mergem. Succes. Ne trebuie, da. Mă, Florine. Dă-te că mă duc pe scenă. Văd roșu în fața ochilor. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Păi nu, că eu încep de pe acolo. Băi! Deci dacă facem scandal din culise... Atunci o să primim mai multe dacă. Așa credeți? Auziți, fetelor, ochii pe Florin Călinescu, pe Eltrisa. Deci ochii pe el. Este cel mai tânăr din jur nostru. Frumos! Ba, 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 ba.
banat, Pavele, Pavele. Îl mai fă fișor din sat, Pavele, Pavele. Smiley, te rog frumos, vino până în mijlocul doamnelor. Deci... Uite! Smiley! Îl însurăm pe Smiley! Doamnă, Smiley e dintr-o generație care dansează cu totul altceva. Și vă rog din sufletul meu să-l învățați doi pași. Hai! Asta e! Săritura asta îmi place, mă! 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, asta, mă, săritura e mișto, mă. Să rămână! Este lor! Da! Continuați, că asta nu știam. El s-a săturat de fetele tinere, care e vorba aia, n-au experiență. Și a zis că mai bine una de 55. Să uite, doamna se oferă. În zonul acesta am văzut atâtea dansuri din buric, încât am hotărât să înființăm o federație. Fâr de băt. Fâr de ce? Fâr de băt. Fâr de băt. Adică Federația Română de Dans din Buric cu talent. Fâr de bât. Președinte, domnul Pavel Bartos aici de față. Responsabil și șef la resurse umane, Smiley. Da, bineînțeles. Așadar putem spune, românii au buric. Nu. Pe lângă că au buric, românii au talent. Pune tricoul pe tine. Da. Așa. Că e mic, ia să bine. Și că e mic. Păi nu că ți l-am luat ca să-ți iasă sufletul în evidență. Uite. Așa. Cum o să fie mic? Uite. Cum să fie mic? Uite. Așa, în sfârșit, dar ești tu acum om normal. Normal. Dar zi, mă, deci tu acum ești studentă la actorie? Vezi ce întrebări pui. Tu când te-ai zis? Aoleu! Tu să-l întrebi asta? Păi nu. Iartă-mă. Păi-ți măritat. De câte ori ți-a spus să nu mai pui întrebări? Mai băgat un strungure la ca să călcăm noi pe el. Întreaga toamnă am cules talent din toate colțurile țării. Iar acum îl călcăm în picioare ca să scoate cei mai buni din el. Ca mai apoi să-l punem la păstrare în butoaie de stejar. Ca să-l savurați cu toții vineri seara. Talent din care ne vom înfructa și noi. Așa că, fetelor, la treabă! Sufăr de insomnii când cu strugurii. Mona, Mona! Asta e pentru Florin Călinescu încă o dată, încă o dată cu Florin Călinescu. Mona, Mona! Am de discutat ceva cu dumneavoastră, pentru că bună seara. De ceva de discutat cu... Bună seara! Nu a fost în dans! Doar eu și Florina am văzut ceva rătăciri în pictură? General. Ați văzut și voi? Nu. Fii atent, ne-am făcut testul. Am luat persoane diferite, două blonde. Maria Marinescu și cu Irina Voina. Așa. Și am întrebat în primul ce au văzut pe ăla mare acolo. Maria Marinescu a văzut salată de roșii. Irina Voina a văzut lavă. Așa. Ce a văzut? Lavă. După aceea am luat niște desene de acolo și am zis, ia, acum ce vedeți?
Acolo, cele două blonde au zis așa, da, într-adevăr, au văzut cam același lucru. Una a văzut un portret din secolul 19, Irina Voina și-a văzut autoportretul. Bineînțeles că ăsta a nostru marinaru, că l-am pus și pe el să vede, a văzut-o și-a urmă. Deci vot era demonstrat. Care vede însu conștientul lui era... Marinarul a vorbit cu mânca... stomacul, de fapt, nu cu... În concluzie, v-ați privit acolo? Nu. Pentru că, într-adevăr, se vedeau lucruri în pictură. Eu spune să vedeau lucruri, da? Nu, lucruri nevăzute. Românii se întorc acasă. Da. Românii cu talent... Asta e cel mai important. Românii cu talent se întorc acasă. Cred că trebuie să fie de sticlă. Fii atent numai pentru jurați face! Ăla e, Sandra, bravo! Ai să râzi, dar la dacă mine după nu... după aia urmez eu, știi, dacă am zis să... Deci eu zic că au venit la furat. Asta e acum. Ok. Ce-a fost? Eu mă gândeam că a luat și sticla, că a mai rămas o sticlă de bani pe acolo. Nu, stai liniștit, cred că au luat tot, nu-ți face bine. Ia uitați-mă cum a tăiat. Stai liniștit, e pe mâini bune. Bravo! Bun. Mi-a apărut în cale și aia a fost. A mergea pe stradă? Așa și te-a schimbat? Chiar așa, da. Așa radical. Așa fac toate femeile, bă. Da. Și fraier să fii să le pierzi. Da. Deci eu sunt un fraier. A fost un fraier toată viața. Noi doi amândoi. Bună! Bună! Câți ani ai? 14 ani. Ce faci, mă, te-ai dă prietenul meu? Ce așa, băi, vezi că noi suntem doi, ai înțeles? Noi suntem doi. Și cum te cheamă? Mă numesc Răvan Benamir Parcel. Noroc, să trăiești. Încântat. Pavel. Și voi? Câți ani? 14 ani? 14 ani. Bă, ți-ai luat buletinul? Da. Da? În primul fix la a doua zi, după ce... Da? După ce ai făcut 14 ani. Și cum te simți acum că ai buletin? Tot așa nici o să. Poftă multă. Mulțumesc foarte mult. Succes! Scena ți-a parțin. Nu cred! Uite-l, mă, ce bege, mă, sărașe! Yeah, mi-a făcut semn. Mi-a făcut semn, este așa. Așa, tată. Românii au talent. Mie spui. Buton, butonaj de aur, spune-ne tu. Cine-i cel mai talentat din sezonul 7? Nu vine să cred. Dar adevărul e că merită. Dacă vreți să știți cine va câștiga acest sezon, urmăriți-ne în fiecare vineri. Popor talentat, noapte bună, te-am pupat. Plecăm? Sau mai stăm?